Vicepreședintele Alde Varujan Vozganian consideră drept sfidător comportamentul președintelui Iohannis în ceea ce privește subiectul remanierii guvernamentale. Varujan Vozganian se declară dezamăgit de faptul că președintele Iohannis nu este capabil să coabiteze cu guvernul și că face jocuri de factură politică. Comportamentul lui Claus Iohannis este sfidător neconstituțional e de-a dreptul o boicotare a funcționării statului. Acestui președinte nu-i pasă de starea națiunii pe care o reprezintă. Violențele la care asistăm se datorează într-o anumită măsură și comportamentului său, ca și reacțiile nedrepte care vin dinspre unii reprezentanței Uniunii Europene. Cred că am greșit când am socotit că viața politică românească este pregătită pentru coabitarea dintre un președinte de o factură politică și un guvern de o alta. Ar fi trebuit să mai așteptăm cu separată. Alegerilor prezidențiale și parlamentare, a mai spus Varujan Vosganian. Acesta a mai spus și că obiectivul alde în viitorul Parlament European este reconfigurarea imaginii României printr-o informare corectă.